Sunăm la poliția locală a municipiului București, Serviciul Control Ecologic. Deci ca un telefon de urgență. 021-9752. Am încercat să trimit e-mail la garda de mediu și nu le funcționează site-ul. La poliția locală e în vacanță. 20 mai. Sfânta zi de luni. Bună ziua! Vreau să reclam un caz de poluare intensă pe calea Plevnei 88. Să reclam, să denunț un caz de poluare. De poluare? Da. Așa, vă ascult. E un atelier de reparat mașini în curte și repară mașini pe stradă, pe trotuar, și am văzut o băltoacă de ulei în jurul mașinii la care lucrează oamenii ce e. Vă rog să veniți să constatați la fața locului. Bine, mulțumesc, o zi bună. Bine, la revedere. Nu s-a prezentat, dar la ora 12 am sunat să vedem cât durează intervenția lor rapidă. Poliția locală de mediu. Deja al doilea an primăria este cu rața fără coadă. Au tăiat acvila romană ca să le încapă stema oficială a Bucureștilor, dar și sus i-au tăiat capul, da? Ce contează? Să fie Gabi firea sănătoasă. Să aibă grijă la sârme. Filmez din curtea liceului Cervantes. După cum vedem, uleiul de seară l-au strâns, au mai pus niște cartoane, dar tot curg lichide periculoase. Pe trotuar, pe unde merg copii, pe unde merg oamenii de rând. Zicea că pe mine nu mă afectează. Ba, mă afectează uleiul ăsta. Se bagă în praf, praful se ridică în aer, intră în plămâni și de aici cancer pulmonar sau alte afecțiuni. Am anunțat poliția de mediu, poliția locală, să vedem dacă vine. A trecut primul sfert de oră și singura reacție a fost că ăștia doi mecanici mai în vârstă au fost sunați și s-au retras în curte. Funcționează mafia cumva? Acuși o să se apuce de spălat? Sau vine totuși poliția să constate la fața locului așa cum am sperat? Se face fix o oră de când am anunțat poliția despre sursa de poluare. Calea Plevnei, un sfert de oră după aceea am sunat și am precizat adresa că noi la facultatea de farmacie sau ce era acolo, stomatologie, ci la liceul Cervantes, alături, și nu văd nicio schimbare, nu apare nimeni. Ce, o să stau mai mult de o oră, să fie bun și să descurce. O să le fac poate o vizită și o să arăt că nici poliția de mediu nu funcționează, nici garda de mediu, și că suntem supuși poluării cu complicitatea lor. Tot așa. Atelier în stradă, lângă casa unde a trăit Coșbuc. Dacă trăia așa azi, poietul ar fi scris.
Noi vrem pământ și apă și aer curat. Că ne l-ați otrăvit cu uleiurile și cu otrăvurile voastre. Poliția locală se învârte pe aici, dar cred că cu altă treabă. Și nu o să fac acuș stânga. ...45 de minute sau o oră de la sesizare, prea puțin pentru un organ de stat birocratizat. Centru medical peste drum. Ba, semnalează că face stânga. Unde se duce oare? Poliția trece pe alături, are altă treabă. Poliția locală are altă grijă. De ce microbuzul e parcat neregulamentar în fața magazinului? Na, e problemă și asta, da. Eu am semnalat altceva. Eu cam dat la o avertizare. Totuși, mașina poliției staționează și ea cam ilegal, în intersecție, în al doilea rând. Pe purtătorii de epuleți, oricine o să-i amendeze, să le ceară socoteală. Dacă sunt misiune, măcar să pornească girofarul. Nenii cu tot este parcat în rândul 2 și s-a gândit să șteargă putina cât e lucru cu cinste. Încă o mașină de poliție vine. Băi, dar niciuna nu-i de la ecologie. Și asta e fără girofar și tot o să oprească în rândul 2. Fața magazinului. Ca să iasă pietonii din spatele mașinii, direct sub roțile tramvaiului. No, hai că o schimbat, s-a dus să caut un loc mai bun de parcat. Înțeleg că acolo e interzisă parcarea și pe trotuar și lângă trotuar. Așa arată semnul de circulație. Dar poliția dacă a pornit semnalul de avarie, poate să parcheze oriunde. Pare că polițaii nu s-au oprit degeaba acolo. Chiar aplică amendă. A stat 10 minute în loc acela. Periculos, ilegal. Dar măcar își fac treaba. Îl amendează pe aprozar. Am mai trecut o oră și tot degeaba am așteptat poliția de mediu din București să vină să constate ilegalitatea. Am înțeles. E inutilă. Căutăm altă variantă.